Și nu toți liberalii sunt de acord cu o nouă alianță PNL-PSD. Mai mulți lideri din teritoriu spun că există chiar pericolul scindării partidului. Aceștia și-ar dori refacerea coaliției cu USR. Este o nouă fractură în interiorul PNL după ce mai mulți aleși liberali, inclusiv fostul președinte Ludovic Orban, au părăsit grupul parlamentar. Și discutăm despre acest subiect cu domnul profesor Cristian Prăvulescu, politolog, în direct acum cu noi. Bună ziua și mulțumesc tare mult, domnule profesor! Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație. În aceste condiții în care vedem declarațiile oficiale, dar vedem și ce se întâmplă în interiorul Partidului Național Liberal, care dintre tabere va influența decisiv decizia finală în privința guvernării? Cred că decisiv va influența președintele Iohannis, iar taberele vor tăcea după aceea. Pentru că cei care voiau să plece, apropiații lui Ludovic Orban, au cam plecat. Poate or să mai fie câțiva. O scindare în interiorul partidului, mai ales în jurul unor lideri locali care au nevoie de acces la resurse, este imposibilă. În momentul de față, din diferite motive, pentru că au un electorat specific, pentru că nu sunt mulțumiți. Vom încerca să refacem această legătură cu domnul profesor Cristian Prăvulescu pentru a discuta despre tot ce se întâmplă pe scena politică în aceste momente, în condițiile în care vedem că au loc aceste negocieri între PNL și PSD în aceste momente. Formarea unei alianțe de guvernare între cele două partide pare doar o formalitate. Am văzut cum spunea Marcel Ciolacu ceva mai devreme la un eveniment la care a fost împreună cu președintele PNL, cu Florin Câțu, spunând că Florin Câțu cumva este conștient de faptul că nu mai poate fi prim-ministru. Vom vedea concret cum va arăta această listă după toate aceste negocieri. Domnule profesor, dacă ne auzim în aceste momente... Sigur, ne auzim, vă și văd, mă rog, probleme tehnice care apar inevitabil când suntem la distanță, dar ne-am regăsit repede. Deci, cum vă spuneam, sunt convins că cei care se află la nivel local și care au nevoie de acces la resurse, adică au nevoie de acces direct la guvern, vor accepta soluția. Cred, pe de altă parte, că nu suntem într-un moment de negociere întâmplătoare, ci că a existat o strategie care vizează formarea acestei mari coaliții și că această mare coaliție, care va fi o coaliție cu o majoritate constituțională, nu are sens decât dintr-o singură perspectivă, să modifice Constituția, fie doar în câteva elemente consensuale, cum sunt cele legate de administrație. Și fără participarea PSD ar fi fost imposibil. Nu sunt convins, pe de altă parte, dincolo de promisiunile pe care le-ați auzit, că va fi o coaliție pe 7 ani, că se vor rota în doi ani primii miniștri, nu sunt convins că va ține foarte mult. Precedenta mare coaliție, cea din 2008-2009, nu a ținut decât puțin mai mult de 8 luni de zile. E adevărat, atunci urmau alegerile prezidențiale. Eu n-aș compara situația de acum cu cea de la USL pentru motiv simplu. USL era o alianță politică, aici vorbim despre o coaliție de guvernare care se desface ușor. Adică e suficient o moțiune de cenzură pentru ca o astfel de coaliție să pice, deși e destul de complicat să te aliezi cu cine. Cu USR pe care l-ai scos de la guvernare și cu AUR cu care nu vrei să cooperezi. Iar în aceste deci condiții, să domnule fie profesor, condamnați până în 2024 să guverneze. În aceste condiții, cumva mai lipsește doar anunțul oficial privind alianța PSD-PNL sau mai sunt șanse să fie refăcută formula de guvernare PNL-USR-UDMR? Șansele sunt din ce în ce mai mici, dacă ar fi existat vreodată. Pentru că dacă ar fi existat într-adevăr, această coaliție s-ar fi reînfiripat repede, imediat după 25 septembrie, după alegerea primului ministru ca președinte al PNL. Dar iată că nu s-a întâmplat și am auzit pe liderii PNL spunând că șansele sunt de 30% să se refacă acea coaliție. 30% în politică înseamnă aproape zero. Deci nu sunt, dar mă rog, lucrurile vor continua. Și nu, problema nu este Florin Câțu, chiar dacă Florin Câțu se arată decepționat de declarațiile lui Dăcian Cioloș. În momentul de față, problema este aceea a găsirii unei formule quasi-tehnocrate, cum este Nicolae Ciucă, care să permită unei astfel de coaliții să funcționeze și, având două partide de sistem, să se încerce reconstruirea încrederii cât se poate în instituțiile politice.
Pentru că vorbim despre ce se întâmplă cu negocierile, discuțiile între PNL și USR, am văzut că cei de la USR încă mai așteaptă ca PNL să-i anunțe dacă refac coaliția de guvernare, deși am văzut că liberalii au dus discuțiile cu partidul lui Marcel Ciolacu la stadiul împărțirii ministerelor. Dacian Cioloș, știm că a tot prelungit ultimatumul dat PNL, dar a reiterat că nu e de acord ca Florin Câțu să fie șeful guvernului. Formula aleasă cumva l-a deranjat pe actualul premier interimar și a făcut și o declarație în acest sens în această dimineață. Vă propun să vedem ce a spus Florin Câțu și revenim la discuție. Sunt puțin dezamăgit, pentru că am avut o discuție bună cu cei de la USR, dar ieri am văzut o declarație în spațiul public a domnului Cioloș, care iarăși pune sub umbră autoritatea președintelui Partidului Național Liberal. E complicat să negociezi cu cineva care spune că atunci când vorbești de președintele Partidului Național Liberal, ar fi o glumă să fie premier. Dar menținem dialogul și discutăm și cu USR. Revenim la discuție, domnule profesor. E complicat să negociezi cu cineva care spune că ar fi o glumă dacă s-ar reface guvernul în formula în care a și început, să spunem așa, această coaliție. Cum vedeți toate aceste declarații? Bănuiesc că este o glumă și declarația domnului președinte Ciolacu, care spunea că domnul Câțu a înțeles că nu poate fi prim-ministru și probabil va rupe negocierile și cu PSD. Vă dați seama că sunt absolut declarații de conivență. USR a anunțat de la început și n-a cedat nicio clipă acest principiu. A fost obligat domnul Dacian Cioloș să facă această declarație pentru că mulți nu erau convinși, pentru că nu spusese clar după întâlnirea de miercuri cu PNL-ul. Acum a fost obligat de context să o spună, că este o glumă, dar era o evidență și din informațiile pe care tot dumneavoastră pe surse le-ați dat, rezulta că în discuția PNL-ul se reflectă, a sugerat că ar putea să fie prim-ministru și a fost refuzat. Deci se caută acum argumente pentru opinia publică, pentru că a justifica o alianță care a fost prezentată ca fiind contra naturii. Pentru că, vă spun, nu e contra naturii ca partidele conservatoare de centru-dreaptă să alieze cu partidele de centru-stânga în Occident. Doar că noi nu avem partide de centru-stânga în România. În realitate, apropierea inclusiv ideologică, dar și a rădăcinilor între PSD și PNL e foarte mare. Cum credeți că va influența această alianță, domnule profesor, scorul din sondaje? Pentru că știm că partidul condus de Marcel Ciolacu, PSD, a crescut constant în opoziție, în timp ce liberalii s-au cam prăbușit în sondaje. Liberalii și-au făcut un calcul. Această situație era previzibilă. Calculul lor este că dacă vor avea prim-ministru și dacă economia va funcționa bine, atunci toată această perioadă neagră va fi uitată. Deși pandemia va fi greu să fie uitată pentru că ne-a traumatizat pe toți, pe cei care s-au vaccinat și pe cei care nu s-au vaccinat, pe cei care sunt interesați de politică sau pe cei care sunt dezinteresați. Toți am suportat consecințele într-un fel sau în altul. Și vom ține minte cu toții și vom avea o percepție care se va traduce în voturi în 2024. Dar PNL speră să recupereze, speră ca un prim-ministru PNL să atragă cât mai multe voturi în această direcție și speră totodată să destabilizeze în foarte mare măsură USR. E interesant că și PSD este interesat în destabilizarea USR. Ambele partide privesc USR ca principalul partid antisistem, nu AUR. După cum vedeți, AUR, care face destul de mult zgomot și un zgomot destul de neplăcut, nu face deloc obiectul spatele în momentul de față și de aceea s-ar putea ca principalul beneficiar al acestei coaliții să fie AUR, deși dacă va lucra inteligent, USR va putea profita în egală măsură. Și pentru că ați adus în discuție AUR, am văzut, AUR, PSD, USR au dat jos guvernul prin moțiune de cenzură. Acum ar rămâne în opoziție AUR și USR. Cum ar arăta această opoziție, domnule profesor? Păi, ar arăta cam cum arată sistemul politic românesc. Dacă ne imaginăm o curbă a lui Gauss, un clopot, avem două partide care se află oarecum în extremă, antisistem, le-am numit de extremă stângă și de extremă dreapta, unul de un antisistem ultraconservator, aproape fascist AUR, celălalt antisistem, anticorupție, pro-occidental și așa mai departe. Și două partide sistem care au și parțial o istorie comună și care vor să controleze în continuare politica. Aceste două partide controlează politica de două decenii.
în colaborare directă sau indirectă. Nu e nimic spectaculos pentru că noi nu avem o dezbatere ideologică. Dacă am avea o dezbatere ideologică, atunci cele două partide ar trebui să dea explicații pentru ceea ce fac. Dar cum electoratul este în mare măsură clientelar sau de opinie, dependent de dezbaterea publică, inclusiv cea pe care o facem noi, electoratul nu va sancționa ideologic, ci va sancționa în funcție de eficacitatea la guvernare. Iată de ce și pentru PSD e important să fie la guvernare, odată să dovedească că este eficace și pe de altă parte să susțină aleșii locali care au nevoie de acces la resurse. Mulțumesc! Mulțumesc tare mult, domnule profesor Cristian Prăbulescu, pentru această intervenție și pentru această discuție. Mulțumesc și eu!